Bun venit în Corfu, cunoscută și sub numele de insula Kirkira sau Marea Doamnă a Mării Ionice. Situată în partea de nord-vest a Greciei și acționând ca o punte între Marea Adriatică și Marea Ionică, Corfu este fără îndoială una dintre cele mai frumoase și mai populare insule grecești. Datorită coastei sale vaste, Corfu are o mulțime de plaje impresionante, cu apă albastră, cristalină și nisip auriu. Noi am vizitat unele dintre cele mai frumoase plaje, cum ar fi asta, asta sau asta. Locul unde toată lumea la plecare întreabă, pot să mai stau puțin? Dar plajele nu sunt tot aici, pentru că este una dintre cele mai mari și mai verzi insule ionice. Astfel, Corfu ne oferă și niște peisaje naturale la care nu prea te gândești când îți vine în minte Grecia, iar datorită valorii sale geopolitice imense, este astăzi un mozaic de evenimente culturale diferite de-a lungul secolelor, care ne-au lăsat foarte multe monumente istorice pe care le putem vizita astăzi. Și asta nu e tot, pentru că în Corfu am mai găsit și sate autentice unde timpul parcă a stat în loc, un ulei de măsline premiat internațional, dar și un oraș capitală cochet și vibrant. Salutare lume, eu sunt Vlăduț. Eu sunt Bianca. Și acesta este un itinerariu de 7 zile în Corfu. Corfu este cunoscută în special pentru zonele ei turistice din nord, precum Sidarii sau Paleocastrița. Toate astea, noi ne-am propus să explorăm și partea mai puțin cunoscută din sud, alături de insulele Paxos și Antipaxos din apropiere. Ca să putem face asta, am rezervat două cazări, una în centrul insulei, în apropiere de Corfu Town, și una în sud. Iar ca să ne deplasăm pe insulă, am închiriat această mașină cu 288 de euro pe toate cele 7 zile. Primul contact cu insula a fost chiar în Corfu Town, unde am aterizat și mâncat ceva rapid la Panei Souvlaki, un mic restaurant cu mâncare grecească ce ne-a atras atenția prin faptul că se lăuda că ar avea cel mai bun souvlaki din oraș. Bineînțeles că nu ne-am putut abține și a trebuit să testăm asta. O porție de souvlaki ne-a costat 10 euro și era mai mult decât suficientă pentru o masă, pentru că includea și cartofi și pită și sos. La asta am mai adăugat 5 euro pentru o bere la draft și am declarat oficial startul vacanței. Dar înainte de a-ți arăta locurile superbe prin care ne-am plimbat, hai să vorbim de prima cazare pe care am avut-o. Am rezervat o casă cu 3 dormitoare și 2 băi care se află la doar 10 minute cu mașina de Corfu Town și care ne-a făcut să cunoaștem una dintre cele mai drăguțe gazde la care am stat până acum, iar bariera de limbă să nu fie neapărat o problemă. Ba mai mult, toate camerele aveau parte de o terasă cu un peisaj superb unde să-ți bei cafeluța, dar și o curte destul de micuță și întreținută unde puteai să te bucuri de liniște. Pentru toate astea, am plătit 1082 de lei pe noapte, noi fiind un grup de 6 persoane. Pentru că nu a mai rămas mult din ziua asta, am ales să ne bucurăm de ultimele ore de soare de pe o plajă de unde puteam admira și apusul. Asta dacă ploaia care începuse avea să ne lase să ajungem înainte de apus. Plaja pe care am ales-o la recomandarea gazdei se numește Kontoialos, care ne-a spus că este una dintre plajele preferate și am putut vedea de ce. Am găsit aici o plajă lungă, amenajată, cu un peisaj de vis și apă caldă. De lumina pe care am găsit-o aici la apus, nici nu mai trebuie să menționăm. Pe plajă am găsit atât șezlonguri, cât și zone unde să stai cu prosopul și dispunea de toate facilitățile de care ai avea nevoie atunci când mergi la plajă. Duș, cabine de schimb, ba mai mult, am văzut chiar și un restaurant unde poți servi niște preparate grecești în timp ce admiri apusul. Cea de doua zi în Corfu am dedicat-o zonei de nord-vest a insulei, unde am descoperit câteva dintre cele mai turistice locuri de pe insulă, am admirat munții Albaniei, am vânat prima bugață din vacanță și ne-am aventurat într-o drumeție care avea să ne ducă la una dintre plajele noastre preferate. Dar hai să o luăm cu începutul! Prima oprire, Sidarii. Una dintre cele mai populare stațiuni turistice din Corfu. Ce o face atât de populară? Această plajă. Dar înainte de a ajunge la ea, haideți să vorbim despre cum este stațiunea. Pentru că multă lume alege să se cazeze aici de obicei. Așa cum poate ai intuit deja, este foarte turistică. Având magazine care stau deschise până în miez de noapte, baruri și cluburi care se întrec în evenimente, cafenele, restaurante și o mulțime de oameni care îi cutreieră străzile. Am găsit aici chiar și o cafenea, de unde n-am rezistat tentației de a lua niște produse de pastiserie specifice grecești care sunt extrem de bune, precum bugața și spanakopita, pe care le-am savurat în drum spre locul pentru care venisem aici de fapt.
Potrivită mai degrabă turiștilor exploratori și mai puțin familiilor copii micuți, Canal de Amur conturează un peisaj de vis care a fost sculptat de-a lungul anilor de către mare și de către vânt. Plaja în sine este destul de micuță și devine extrem de aglomerată după ora 10, venind aici o mulțime de turiști care vor să admire locul despre care se spune că ar aduce iubire eternă cuplurilor care reușesc să parcurgă lungimea canalului în întregime. Cu toate astea, mulți de fapt se limitează la a arunca un bănuț pentru a-și îndeplini o anume dorință sau în a face sărituri de pe rocile ce formează golfulețul. În ceea ce privește locurile de parcare, opțiunile sunt destul de limitate dacă nu ai cazare în stațiune, astfel că ai mai multe opțiuni cu plată și mai puține gratuite. Noi am ales să o lăsăm lângă plaja Sidari, unde am găsit o parcare fără plată, a cărei locație o să o găsești în descrierea videoclipului. Dacă vrei să scapi de înghesuiala de la Canal de Amur, la această plajă vei găsi cu totul alt peisaj, având zone amenajate cu șezlonguri și umbreluțe, dar și zone unde se poate sta cu prosopul. Zonele amenajate aparțin de beach baruri, iar majoritatea îți oferă posibilitatea de a folosi șezlongurile în urma unei consumații minime. Într-un mod neobișnuit, coasta de nord din Corfu se află în area teritoriului Albaniei, motiv pentru care există un loc de unde poți admira munții într-un peisaj spectaculos. Astfel, la 10 minute de Sidari, am mers către capul Drastis, unde marea a format un relief cu totul deosebit, formând mici plaje într-un peisaj stâncos. Am lăsat mașina într-o parcare publică, a cărei locație o găsești în descriere, iar de acolo, la 10 minute distanță, am ajuns la punctul panoramic de unde poți admira peisajul în toată splendoarea sa. 10 minute mai târziu am ajuns și la nivelul plajei, loc de unde puteai lua un tur de 20 de minute cu barca, care costă 20 de euro de persoană, ca să explorezi toate peșterile și plajele pe care le-ai văzut de sus. Nouă nu ne s-a părut că merită neapărat, însă nu ar trebui să ratezi această oprire pentru punctul panoramic care îți oferă niște priveliști spectaculoase. Și pentru că bugața de dimineață nu avea cum să ne țină de foame pe toată ziua, am venit să testăm un restaurant care a luat cu asalt internetul în ultima perioadă și să vedem dacă ne va dezamăgi sau nu. Se află pe plaja Logas, se numește Seventh Heaven și nu este renumit doar pentru priveliștea aceasta asupra mării, ci și pentru platforma prin care poți vedea direct plaja care se află jos. În ceea ce privește mâncarea, trebuie să recunoaștem că eram puțin cam sceptici, însă nu ne-au dezamăgit deloc și am încercat aici burger, paste cu fructe de mare și chiar și peștele zilei. Un preparat costă în jur de 20 de euro, aș spune că prețurile sunt chiar decente. Cu burțile pline și apusul care se apropia din ce în ce mai mult, ne-am îndreptat către ultima locație a zilei, care presupunea o mini drumeție de 20 de minute. Traseul spre Porto Timoni este genul acela de lucru pe care trebuie să-l faci pentru drum, nu neapărat pentru destinația finală. Și spun asta mai ales pentru că la un moment dat există un punct de unde poți admira toată plaja, care este frumoasă văzută de sus. Și odată ce ai ajuns jos, o baie după tot efortul pe care l-ai depus și căldura prin care ai mers se va simți cu totul diferit. Dar haideți să o luăm cu începutul. La fel ca în multe alte locuri turistice din Corfu, vei găsi o grămadă de parcări cu plată unde să lași mașina. De altfel și noi am lăsat-o într-o parcare foarte mare, care se află în apropierea începutului traseului. Aici am plătit 10 euro, este un tarif unic pe toată ziua, indiferent de momentul zilei în care ajungi. Da, știu, nici nouă nu prea ne-a picat bine asta. Ca pe urmă să descoperim că exista un restaurant cu o mică parcare unde puteai lăsa mașina gratuit. Însă îți încerci norocul, practic, pentru că s-ar putea să fie ocupată. În fine, după ce ai găsit un loc de parcare, așteaptă-te ca pe traseu să găsești foarte multe priveliști spectaculoase, cum ar fi asta, asta sau asta. Drumeția în sine nu este dificilă, însă căldura s-ar putea să staie din avânt. Ești pe una dintre cele mai frumoase plaje din Corfu, așa că fă o baie, bucură-te de peisaj și ai grijă să te întorci pe lumină, pentru că apusul se vede mult mai frumos de pe traseu. Pe coasta de vest a insulei, mai exact în Paleocastrița, una dintre cele mai frumoase zone de aici, mai sălbatice și cu peisaje cele mai impresionante, aș putea să spun.
Partea proastă în Paleocastrița este că multe din plajele superbe sunt greu accesibile pe jos. Din fericire, poți închiria o barcă chiar și fără permis. Portul este plin de firme de închiriere bărci, însă noi am ales pe cei de la Mariolis Boat Rental, pe care îi găsiți la Pier B. Bineînțeles, neavând brevet de capitan, vă vor face un instructaj, vă vor zice pe ce plaje puteți merge, vă vor explica cum funcționează barca, iar partea cea mai tare este că vă fac și un mini tur acolo în jurul portului să vă explice diferite tipuri de stânci, cât de tare vă puteți apropia de anumite puncte. Așa arată bordul capitanului, bineînțeles avem volanul, maneta cu care acționăm în față, în spate, aici o busolă să ne orientăm, viteza. Ce mi se pare foarte tare, pe lângă chestiile care sunt în general aici, cum ar fi o ladă frigorifică, veste de salvare, cât și trusa de prim ajutor care se află aici, este că ne-au dat măști de snorkeling, pentru că aici în Corfu apa este foarte albastră. Marea Ionică este una dintre cele mai albastre ape din Grecia și putem vedea chiar foarte mulți pești sub apă. Barca pe care noi am ales-o este pentru 7 persoane, însă noi suntem 6, deci să spunem că am avea ceva mai mult loc. Plajele pe care putem merge sunt 10 în total. Începem de la plaja Castelii, care este ceva mai puțin cunoscută, și ne îndreptăm către Stelarii, care este una dintre cele mai frumoase și mai turistice de aici. Excursia asta nu merge 100% cum ne așteptam, pentru că la prima plajă ne-am pierdut camera. It was at this moment that he knew he fucked up. Am sărit din barcă și s-a dus pe fund, am stat o oră, am căutat-o, nu am mai găsit-o și am mers mai departe. Am ajuns la Stellari Beach, care este plaja cu cea mai albastră apă din ceea ce am înțeles de la cei care am închiriat barca. A fost foarte frumos, am putut chiar să notăm până la mal și erau și niște peșteri ce puteau fi explorate acolo. După care am continuat traseul și am oprit la plaja Limni, unde ne aflăm acum, unde este acest relief stâncos foarte frumos. Și mai avem, cred că, cam o oră, nu v-am spus asta, însă barca este valabilă de la 9:30 până la 4:30. Așa că o să mai facem o baie aici. Vedem dacă mai avem timp să includem încă o plajă. Din cele 10 am reușit să bifăm doar 3 până acum. Sperăm că și a patra. Așa că hai să vedem. Și după o zi plină pe barcă, probabil vi se va face foame, așa că haideți să vă arăt un loc foarte fain unde aveți și această priveliște frumoasă către plajele Lia Pades și Rovinia, pe care o să le vedem mai târziu în acest itinerariu. Locul se numește Acapulco Bar, are și o piscină la care credem că puteți avea acces dacă faceți o consumație aici. Nu putem confirma pentru că noi nu avem timp să mai stăm și aici. În schimb, ne-am luat niște aperitive, am luat un tzatziki cu pită, ne-am luat dolmades, care sunt sarmalele în stil grecesc, și o salată grecească, totul ne-a ajuns 20 de euro. Și dacă tot n-am apucat să vedem a patra plajă cu barca, o vedem chiar acum, pentru că foarte aproape de Acapulco Bar se află plaja Lia Pades, care este accesibilă cu mașina și unde veți găsi loc de parcare destul de aproape de aceasta. Ce ar trebui să știți despre această plajă este că e cu pietre, deci să vă aduceți papuci de apă. Există atât zone de șezlonguri, cât și zone cu prosoape. Aveți opțiunea de a închiria ski jeturi, excursii cu barca sau chiar hidrobiciclete, și există și câteva restaurante unde puteți lua masa aici. Ziua de astăzi o începem cu o cafea, bineînțeles, pentru că am vrut să încercăm și o cafenea de aici din zonă, din Paleocastrița. Se numește Specialty Coffee și au și produse de patiserie. Noi ne-am luat tot felul de specialități de aici, cum ar fi spanacopita, bugața, plăcintă cu feta și, bineînțeles, două cappuccino freddo. Totul ne-a ajuns 15,40 euro și am luat și un cidru de ăsta. Cam asta ar fi plăcintă. După o cafea, ce credeți că merge? Be right back.
Bineînțeles că o plajă, doar suntem în vacanță. Iarăși ne-am îndreptat către Praulea Castrița, pentru că, așa cum am spus și ieri, sunt o mulțime de plaje de descoperit. E chiar bogată în tot ceea ce înseamnă peisaje naturale frumoase. Cea pe care ne aflăm noi se numește Rovinia, care, deși este accesibilă cu mașina, există și câteva minusuri pe care ar trebui să le știți. Drumul nu este unul foarte bun, sunt foarte multe gropi și pietre, așadar aveți două opțiuni. Fie lăsați mașina undeva în sat, pe marginea drumului, și mai mergeți vreo 15 minute pe jos, fie coborâți pe acel drum până într-o parcare care costă 3 euro. Și de acolo mai mergeți, cred că, 5-7 minute, să zicem. De altfel, drumul de mers pe jos nu este dificil, nici nu se compară cu cel de la Porto Timoni. Plaja, fiind sălbatică, nu veți avea multe facilități aici. Nu există șezlonguri, nu există cabine de schimb sau dușuri. În schimb, este un teren de volei, ceea ce ne s-a părut destul de ciudat. Pe lângă asta, ar trebui să știți că e cu pietre, să vă luați papuși de apă. Apa este foarte limpede și puteți face chiar și snorkeling și există și niște peșteri pe care le puteți explora. Ca să ne pregătim pentru cucerirea celui mai înalt vârf din Corfu, ce aveam să o facem mai târziu, ne-am îndreptat către un restaurant cu o priveliște superbă spre plajă, cunoscut că ar lucra numai cu cei mai buni șefi din Corfu. La Acron am găsit un meniu variat, cu preparate din bucătăria corfiotă, dar și specialități proprii. Am încercat un starter cu tzatziki, icre și hummus, care a costat 10 euro, burdeto, un fel tradițional de mâncare cu pește și sos de roșii, și un burger corect pentru mine, care au costat 38 de euro. Și pentru că ne-am dorit să mai schimbăm puțin peisajul, ne-am îndreptat către una dintre cele mai vechi cetăți bizantine din Corfu. Aceasta se numește Angelo Castro și se spune că ar data undeva din secolul al XIII-lea. Cel puțin de atunci există dovezi, pentru că istoricii spun că acesta ar data de fapt din perioada bizantină timpurie. Legenda spune că un împărat căuta un deal pe care să-și plaseze fortăreața astfel încât să se apere cât mai ușor de atacurile piraților. El a găsit dealul Angelo Castro, unde deja exista o fortăreață care se crede că a fost construită de Episcopul Epirului. Conform documentelor istorice, Angelo Castro a fost la un moment dat chiar capitala insulei Corfu, însuși guvernatorul insulei locuind aici. Potrivit istoricilor, în anul 1403, în timpul infamului atac al piraților, oamenii ce locuiau aici au luptat cu dinții ca să apere castelul. Deși de jos poate părea o ruină, să știți că poate fi vizitat, iar în mijlocul acesteia veți găsi o biserică dedicată Sfinților Mihail și Gavril. Și pe lângă asta, puteți să vă bucurați de o priveliște absolut superbă, de unde veți vedea întreaga insulă Corfu, da, partea de sud aia sălbatică și chiar și puțin din Grecia continentală. Pentru doar 3 euro. Una dintre cele mai frumoase, dar și cele mai greu accesibile plaje de pe toată insula Corfu este cu siguranță Iali, la care, ca să ajungi, trebuie să parcurgi un traseu care nu este potrivit tocmai pentru toată lumea. Eu zic că este exclus pentru copii și pentru persoane care n-au mai făcut drumeții, din cauza acestei porțiuni foarte abrupte unde trebuie să coborâți pe o frânghie. Acest traseu durează cam 20-30 de minute și trebuie să aveți mare grijă. Cu siguranță nu veniți aici în șlap, luați-vă niște papuci adecvați și luați în considerare să veniți la o oră potrivită, nu așa cum am făcut noi, pentru că nu mai putem ajunge acolo jos să facem o baie. Se apropie ora apusului și trebuie să prindem lumină la întoarcere. Așadar, luați-o voi în calcul pentru vizita voastră în Corfu și lăsați-ne comentarii cum vi s-a părut.
O zi lungă ca asta trebuie încheiată cu o masă grecească, la care se sparg farfurii și se mănâncă bunătăți. De spart farfurii n-am avut noroc, dar de mâncare bună tradițională am dat. Locul se numește Agora și am încercat aici un platou cu mai multe aperitive, musaca, pastițiu, niște paste în stil corfiot cu carne gătită lent și baclava. Toate astea ne-au ajuns 72 de euro, la care se mai adaugă băuturile și bacșișul. Cu așa masă copioasă am ajuns și la jumătatea vacanței, urmând marea mutare despre care îți povesteam și la început. Sosise timpul să părăsim cazarea și să ne îndreptăm spre partea de sud a insulei, însă nu înainte de a opri într-un loc care a fost tot timpul lângă noi, încă de la început. Primul contact pe care îl veți lua cu insula Corfu este cu siguranță orașul Corfu, fie că ajungeți aici cu feribotul sau cu avionul. Acesta face parte din patrimoniul UNESCO și este cunoscut pentru străduțele sale înguste și frumoase, cu o arhitectură deosebită venețiană. Corfu este una dintre cele mai populate insule ale Greciei, având peste 100.000 de locuitori. Așadar, orașul acesta are foarte multe de oferit, iar atracțiile principale pe care să nu le ratați ar fi Biserica Sfântul Spiridon, un exemplu de arhitectură venețiană, a cărei clopotniță este cel mai înalt punct din oraș. Totodată, poartă numele patronului orașului, care, de altfel, este purtat la rândul lui de către mulți alți localnici, pe care îi cheamă Spiridon, respectiv Spiros, în greacă. Moaștele acestuia sunt plimbate de 4 ori pe an în diferite ceremonii prin tot orașul și pot fi văzut, e un fel de Sfânta Parascheva, dar a lor. Corfu în sezon poate fi foarte călduros, așadar dacă vrei o pauză în care să te recorești, poți opri la această gelaterie care se află în top 100 din lume și este deschisă din 1924. O cupă la con costă 2,20 euro. Piața Spianada, cea mai mare din Grecia și din Balcani și una dintre cele mai mari din lume. Se zice că numele acesteia vine de la cuvântul italian spianare, care înseamnă a nivela. Și asta pentru că venețienii, atunci când au reconstruit această piață, au nivelat-o pentru a fi mult mai ușor să contragareze o posibilă invazie. Alți oameni cred că numele acesteia este de fapt o parafrazare a cuvântului englezesc esplanade. Fortăreța veche, a cărui construcție a început undeva în secolul al VI-lea și a fost finalizată de către venețieni pentru a proteja orașul. Acesta a fost construit într-o poziție strategică a insulei, atât datorită portului, cât și a morfologiei terenului, ce a permis construcția de fortificații de-a lungul timpului. Practic, fortăreța aceasta spune istoria întregii insule. Asta pentru că inițial a fost condusă de către venețieni, până când a venit Napoleon și a cucerit toată Republica Venețiană. Ulterior, a fost condusă de către francezi, bineînțeles, și apoi de către engleși, până când Grecia și-a dobândit independența și a intrat în patrimoniul statului grec. Intrarea costă 6 euro, iar vizita poate dura de la o oră jumate până la 2 ore jumate, asta dacă alegeți să vizitați și muzeul ce se află în incinta sa. Parcările este ceva mai greu în Corfu. Veți găsi câteva care sunt cu plată. Ce nu vă recomand cu siguranță este să o lăsați în stradă sau în locuri neregulamentare, pentru că am înțeles că se dau amenzi și vă iau și plăcuțele de înmatriculare. În schimb, am găsit această parcare gratuită pe care o găsiți la noi în descriere. Am ales să nu petrecem foarte mult timp în Corfu Town pentru că mai aveam multe de făcut până să ajungem la cea de-a doua cazare, iar următoarea oprire era în imediata apropiere a aeroportului. Și nu ca să plecăm acasă, ci pentru că aici ai posibilitatea de a urmări avioanele cum aterizează. Nu știu de ce, dar mie mi se pare fascinantă senzația pe care am simțit-o atunci când stăteam pe micul pod de ciment construit de-a lungul unei lagune și trecea avionul acela mare pe deasupra noastră. După ce m-am bucurat ca un copil de momentul ăsta, am mers la mănăstirea Vlaherna. Ascunsă într-un cadru superb, se spune despre ea că ar fi una dintre cele mai fotografiate atracții de pe insulă, fiind construită în secolul 17 și atrăgând o mulțime de vizitatori prin forma neobișnuită, dar și prin faptul că este construită în mijlocul apei pe o fâșie mică de pământ conectată printr-o alee pietonală. Drumul până la ea te poartă printre bărci de pescuit și mici feriboturi. Bărcile pleacă de lângă biserică direct către insula Șoarecilor. Durata plimbării este de undeva la 5 minute, iar biletul te va costa 3 euro. Numele său vine de la faptul că este foarte mică, iar o legendă spune că aceasta era nava lui Odiseu, care a fost distrusă
coasta de Poseidon cu pietre. Excursia cu barca îți pune la dispoziție jumătate de oră să explorezi micuța insulă. Sincer, nici nu ai nevoie de mai mult, pentru că fie poți urca în vârful ei și să admiri priveliștele și capela bizantină, fie poți face o mică plimbare de jur împrejur. Dar fii atent totuși la șerpi și la broaște țesoase. Uleiul de măsline este un produs important al insulei, iar unul dintre cele mai bune le găsiți în Agios Mateos, produs de familia Daphnis, unde puteți participa chiar la un tur la presa lor de măslin și să vă luați una din sticlele lor de ulei de măsline premiat de 3 generații The Governor. Turul costă 15 euro și durează o oră jumătate, iar asta include o plimbare cumva prin istoria producției de măsline până la viitor, cum au numit-o ei, practic ce se întâmplă acum și cum este produs acum uleiul de măsline. Pe lângă asta, mai beneficiezi și de o degustare de ulei de măsline și vei vedea diferențele între timpul și modalitatea de culegere a măslinelor. Astfel am avut ocazia de a degusta două tipuri de ulei de măsline, unul făcut din măsline verzi și unul făcut din măsline negre. Primul dintre acestea este unul ceva mai exclusivist pentru că nu poți să-l cumperi decât de la producător local. Nu o să-l găsești niciodată în supermarket, decât cel de-al doilea este cel pe care îl cunoaștem noi. Bineînțeles, la finalul tururilor, nu ne-am putut abține. Pe lângă ce v-a zis Bianca, am aflat și câteva chestii destul de interesante despre Corfu și măslinii în general, cum ar fi faptul că aici plouă foarte mult și de asta este una dintre cele mai verzi insule de la Mediterană. Ar mai fi și faptul că sunt aproximativ 4 milioane de măslini pe toată insula, iar unii sunt vechi chiar de 2-3 mii de ani. Dar ce nu știa Vlăduț era că urma să mergem și să vedem cel mai vechi măslin de pe insulă, Mitera. Se spune că ar fi arborele mama la aproximativ 196.000 de măslin din Corfu, fiind vechi de 1500 de ani și producând anual o cantitate între 1500 și 4000 de măsline. Maestuos, cu trunchiul plin de rădăcini care parcă îi formează o haină, se află la numai 10 minute de The Governors și e un loc prea puțin cunoscut ce merită neapărat o oprire. Una dintre surprizele zilei, sau poate chiar ale vacanței, a fost să dăm peste taverna la care am luat masa în seara asta. Un loc plin cu localnici, cu prețuri mici și mâncare în cantități mari. Cam așa aș rezuma experiența de la taverna la Docola. Meniul este scris pe un caiet dictando, decorul este gândit să te ducă cu gândul la copilărie, iar mâncarea zici că e gătită de o bunicuță care se bucură să-și vadă nepoții. Am mâncat aici feta în foietaj cu miere, iro, musaka, cheftedes, chifteluțe cu carne și un aperitiv cu tzatziki. Am lăsat 25 de euro de persoană și ne-a plăcut așa de mult că am mai venit și următoarea seară aici. Pentru ultimele zile pe care le mai aveam de petrecut pe insulă, am ales să ne cazăm în Lefkimi, un orășel micuț, dar cu importanță destul de mare pentru zona sudică. Am închiriat aici un apartament cu 3 camere, înconjurat de vegetație, dimineața trezindu-ne cu priveliștea asta. Am plătit 150 de euro pe noapte și am fost surprinși de un spațiu cu design modern, distribuit între cele 3 camere, living, băi și terase, gazdele având grijă să nu ne lipsească nimic. Dar hai să vedem de ce nu vin așa mulți turiști în zona aceasta. Astăzi încercăm plajele din zona de sud a Corfu ca să vedem cum sunt, cât de diferite sunt. Iar primul loc unde ne-am oprit se numește Halicunas, care este efectiv o fâșie de nisip care înconjoară un lac, lacul Corision, unde peisajul este foarte sălbatic și foarte diferit de tot ceea ce am văzut până acum. Drumul până aici a fost de altfel foarte dificil pentru că este foarte pietruit și dacă ai mașina mai joasă sau dacă nu ești foarte stăpân pe tine, nu este tocmai cel mai recomandat drum. Mai este o plajă care se numește Isos,
Unde, nu știu exact cum este accesul, dar pare că este mai bine, este conectat la un drum principal. În schimb, locuri de parcare vei găsi cam peste tot, pentru că poți să o lași pe marginea drumului. Totodată am și ajuns la o plajă care este în jurul unui beach bar. Ai un beach bar unde poți sta la șezlong și este 10 euro setul de 2 șezlonguri cu umbreluță. Pe lângă asta ai și cabine de schimb, duș și toaletă. Practic ai toate facilitățile pe care le-ai vrea la plajă, iar un cocktail costă cam 8-9 euro. Bineînțeles, ai și câteva opțiuni de mâncare. Și ești și în buza apei, practic, pentru că sunt, nu știu, 4 rânduri de șezlonguri sau ceva în genul. Iar peisajul aici este ceva mai simpatic și pentru că ai ceva cu rocă, o piatră unde poți să înnoți și să faci snorkeling. Da, foarte mulți pești faini. Încă o chestie, plaja este cu nisip, nu aveți neapărat nevoie de papuși de apă și este la un nivel foarte mic. Poate intra absolut oricine, da, chiar și cei care nu știu să înnoate. Exact, și o plajă bună și pentru copii, că nu-i deloc agitată apa. Am văzut cum sunt plajele din sud, însă vrem să vedem și cum sunt satele, pentru că acolo putem vedea viața autentică corfiotă. Iar locul unde ne aflăm acum se numește Hlomos, care se distinge prin arhitectura sa, în principal venețiană, și casele colorate, care îl fac unul dintre cele mai frumoase sate din Grecia. Construit în secolul al XIII-lea, este unul dintre primele sate locuite din Corfu, cu o istorie bogată și cu multe speculații cu privire la originea numelui său. La începutul secolului al XIX-lea, mulți dintre oamenii ce au venit dinspre lacul Corision sufereau de malarie și aveau fețele palide. Hlomos în greacă înseamnă de altfel palid și se zice că de aici vine numele satului. Alții spun că vine de la Splonus, care este numele unei plante ce era folosită la pescuit. Și cel mai important este să te plimbi pe străduțe, să admiri căsuțele frumos colorate și, bineînțeles, să nu uiți să te oprești la unul dintre magazinele cu obiecte handmade. Eu mi-am luat un lănțișor, de exemplu. Iar după ce v-ați plimbat pe străduțele frumoase din Hlomos, opriți la Bali's Taverna să luați un prânz autentic grecesc. Noi ne-am luat o tocană de miel, care se numește uvețile, și niște aperitive care au fost mult mai mari decât ne așteptam. Ne-a adus unul rece plus unul cald și niște platouri care sunt cu siguranță vă săturați. Ne-am luat și portocalo pita, baklava, cred că ajunge totul vreo 30 de euro pentru amândoi. Și după o masă copioasă merge o plajă sănătoasă, nu-i așa? Ne aflăm la plaja Gardenos, care este parțial amenajată, parțial neamenajată, dar care te va uimi peisajul pe care îl are de jur împrejur, pentru că este foarte verde. Este o plajă cu nisip, are șezlonguri, are diferite facilități, nu știu, dușuri, cabină de schimb, ai chiar și o tavernă vis-a-vis, dar ai și zonă de prosoape. Și cel mai important, trebuie să testăm apa, pentru că din ce am văzut noi deja la oameni, nu pare foarte adâncă. Și bonus, e pet friendly. Astăzi ne începem ziua în portul din Lefkimi, pentru că urmează să plecăm de pe insulă, să facem o excursie în insulele Paxos și Antipaxos, care sunt două insulițe mici la sud de Corfu, unde lumea zice că este un must să le vizitez, pentru că sunt unele dintre cele mai albastre ape de pe Marea Ionică. În mod normal am fi luat un feribot care costă 15 euro și te duce acolo, primul pleacă la 8 dimineața, iar la întoarcere la 5. Din păcate astăzi este o grevă, așadar am luat o cursă privată de la Ionian Lines, care costă 50 de euro și ne face un fel de tur prin peșteri, găsiți un link în descriere. Cât timp așteptați să vină barca, puteți lua un mic dejun aici la cafeneaua din port, unde mâncarea este excelentă. Am lăsat 25 de euro eu și Bianca și am avut niște mic dejunuri de alea foarte faine, cu o cafea de specialitate. Prima
prima noastră oprire este în Laca, al doilea cel mai mare sătuc de pe această insuliță, primul dintre ele fiind Gaios, care de altfel este și capitala insulei. Avem o oprire de 2 ore în care putem explora mai multe plaje. Am primit chiar și o hartă de la cei de pe croazieră cu câteva puncte de interes. Noi am ales să mergem la plaja Secret Beach, care are de altfel și o peșteră ascunsă foarte drăguță acolo, și la Comeno Beach, unde ne aflăm acum. Bineînțeles, știți că suntem mai aventurieri de fel, iar din toate drumurile pe care le aveam prezentate aici, l-am ales pe cel mai greu. Ai posibilitatea de a merge pe drumuri care sunt ceva mai ușoare. Acesta pe care l-am ales noi este ușor mai abrupt, însă nu mai abrupt ca la Portul Timonii. Poate fi făcut, eu l-am făcut în șlap. Celălalt drum către Secret Beach este ceva mai ușurel, aș spune, dar singurul dezavantaj este că ai verdeață pe stânga și pe dreapta care te rașchetează pe picior. Da, sunt făcubile, nu sunt așa grele pe cât ți-ai putea imagina. Deși distanțele între plajele pe care le-am ales în Paxos nu sunt mari, cele 2 ore au trecut cât ai clipi. Am înnotat, ne-am oprit la fiecare 5 secunde să ne minunăm de peisajele frumoase din jur și am fugit până la barcă. Următoarea oprire a fost la Blue Caves, locul unde apa este de un albastru intens. Ba mai mult, una dintre peștere este suficient de înaltă încât bărcile pot intra, iar turiștii pot admira de aproape frumusețea lor. După ce am aflat mai multe despre peșterile acestea, dar și despre legendele spuse de localnici despre zona din jur, am ajuns și în Antipaxos, o insulă mică, locuită numai vara de către cei 20 de localnici, care nu are nici măcar un port. Din acest motiv, oprirea se face de fapt în apropierea plajei Vicra și ai parte de 45 de minute de înot. După ce te recorești și explorezi întreaga zonă, începe drumul lung înapoi către port, în care să te relaxezi și să te odihnești, pentru că ziua e abia la jumătate și încă mai ai lucruri de făcut. Aventura noastră de 7 zile se apropia de final, iar ca să încheiem cum trebuie, am ales să mergem la o ultimă plajă din zona sudică a insulei, numită Maratia. Este o plajă destul de mare, împărțită în zone organizate și zone de prosoape, având toate facilitățile de care ai avea nevoie atunci când mergi la plajă. Este chiar și un loc bun de unde să privești apusul, dar să-ți iei la tine protecție contra țânțarilor. O să ne mulțumești mai târziu pentru asta! După o zi așa lungă, în care am văzut atâtea locuri frumoase, era și timpul să luăm cina. Am descoperit un loc care îți oferă o experiență de nota 100, cu preparate reinterpretate din bucătăria corfiotă și cu personal bine pregătit care știe să-ți descrie fiecare detaliu al fiecărui preparat, am ajuns să încercăm aici aproape tot meniul. Acest loc a urcat rapid în topul preferințelor noastre și este genul de restaurant în care sigur revenim atunci când vom ajunge iar pe insulă. Am lăsat la tomata 40 de euro de persoană, dar n-am regretat nimic. Cam asta a fost aventura noastră în Corfu, o insulă ce ne-a impresionat foarte mult cu peisajele sălbatice, foarte multă verdeață și unele plaje din cele mai frumoase pe care le-am văzut până acum. Până data viitoare, nu uita să dai un like acestui videoclip dacă ți-a plăcut și ție, dă-ne subscribe și apasă neapărat pe clopoțelul de notificări ca să fii la curent cu tot ceea ce postăm, dă un share cu prietenii și ne vedem data viitoare. Pe curând, pa! Barato.